Continuăm acum cu protocolul de terapie Shambhala MDH Reiki și exersăm, vă prezint și exersăm împreună, dacă doriți, trei tehnici pentru curățare. Repet, pregătire, curățare, echilibrare și de-abia după aia se face terapia efectivă pentru problema care o avem de sănătate. Curățarea. 1. Tăieri de legături între mine și boală. Să presupunem că lucrez pe ce să lucrez? Pe ulcer. Doar didactic. Facem în felul următor. Arhanghele Mihail cu ochii închiși. Punem palma dreaptă pe frunte, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, vino te rog aici acum și taie cu sabia ta de lumină toate legăturile dintre mine și ulcerul gastric. Inspir. Și acum când expir violent pe gură și tai în cruce energic. Pun palma pe chakra gâtului, chakra Vishuddha, spun exact același algoritm. Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, vino te rog aici și acum și taie cu sabia ta de lumină toate legăturile dintre mine și ulcer. Inspir, apnee, pe expir. La fel procedez cu tăierea legăturilor de pe chakra Anahata, Manipura și Swadhisthana. Dacă cumva aveți în familie bătrâni, părinți, bunici care au avut ulcer la rândul lor, atunci vă rog să faceți tăiere de stringuri și de pe chakra Muladhara, da? Chakra aflată între picioare. Puneți palma, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, Arhanghele Mihail, vino și taie aici și acum și taie cu sabia ta de lumină toate legăturile dintre mine și ulcer și tăiați între picioare. Să reglez. Perfect. Tehnica 2 de curățare. Invoc flacăra violet la inițierea în sistemul Shambhala. Se face o inițiere și pentru flacăra violet, să aveți acces la flacăra violet, palmele și invocarea. În prima dată e o pregătire a dumneavoastră. Spuneți de 9 ori cu ochii închiși în gând algoritmul. Sunt al flăcării violet cu toată ființa mea. Sunt puritatea pe care Dumnezeu o vrea. Sunt al flăcării violet cu toată ființa mea. Sunt puritatea pe care Dumnezeu o vrea. De 9 ori. Apoi faceți invocarea. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain. Trimite-mi, te rog, aici acum, în palmele mele, flacăra ta violet, pentru ca să-mi curețe și să-mi purifice toate structurile, biocâmpurile și chakrele. Inspir. În apnee, atenția este în palme, ca să simt înțepături în degete, încălzirea palmelor. Dacă nu simt, nu mă sufoc, expir. Și fără să mai fac invocarea încă o dată, iarăși inspir, cu ochii închiși, atenție la senzațiile din palme. Furnicături în degete, căldură sau palme grele. A venit. Acum, inspir și mă drapez de la cap până în picioare, pe expir, cu energia violet a Arhanghelului, a Maestrului Ascensionat Saint Germain. Acum, ultima tehnică de curățare. Aici
E o tehnică drăguță. Dacă lucrați pentru altă persoană, vizualizați în ordine simbolul Chokurei din Reiki Usui, dar îl și desenați cu limba în cerul gurii. Desenez cu limba în cerul gurii, inspir, vizualizez simbolul cu ochii închiși și suflu de la cap la picioare, de la cap la picioare, în aura pacientului. Apoi, Seiheki, știți Seiheki-ul, da? La fel, vizualizat, desenat cu limba în cerul gurii, suflat. Ei, la Honsha Zen Shonen, aveți nevoie de un pic de antrenament ca să desenați Honsha Zen Shonen cu limba în cerul gurii, vi recomand. Vizualizați, suflați. Puteți să alegeți altă variantă, se numește dușul Reiki. Desenez deasupra capului, cu mâna dreaptă, Chokurei, spun numele Chokurei, 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 Seiheki, 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 și Honsha Zen Shonen. Honsha Zen Shonen, Honsha Zen Shonen, Honsha Zen Shonen. Și îmi fac dușul Reiki. Pun palmele deasupra capului timp de un minut. Simbolurile lucrează în aura. Bine, ne oprim aici, deși au trecut doar 7 minute, pentru că vreau la fiecare filmuleț să vă dau câte o etapă întreagă, să nu vă încurc. Bine, pe filmulețul următor.